Salut, sunt Darius Pană de la Gadget.ro și în continuare o să vă prezint pe scurt un alt fel de laptop. Nu este complet diferit de alte modele, ci se deosebește în principal prin faptul că nu se adresează direct clienților persoane fizice, ci companiilor care pot personaliza într-o oarecare măsură un laptop kit Intel NUC M15. Recomandarea mea încă de la bun început este să citiți recenzia pe care am publicat-o pe Gadget.ro, unde am prezentat în detaliu acest laptop ce este disponibil oficial în țara noastră prin intermediul ASBIS România. După cum se poate vedea, Intel NUC M15 vine fără simboluri sau elemente grafice de orice fel la exterior, așadar fiecare client corporate își poate adăuga logo-ul sau poate aduce o anumită tușă de personalizare. Inclusiv tastatura vine fără simboluri, astfel clienții pot alege nu doar fontul, ci și mărimea, culoarea și poziționarea lui pe fiecare tastă. Intel NUC M15 propune linii simple, un design dintre cele mai curate pe care le-am întâlnit, dar, cel mai important, este extrem de bine construit. Carcasa din aluminiu anodizat este foarte rigidă, deși laptopul are o grosime totală de sub 15 mm și, în plus, pe acest material mat, amprentele degetelor și urmele mâinilor nu se prind absolut deloc. Finisările sunt excelente, orice muchie și fiecare îmbinare fiind executate la cel mai înalt nivel calitativ. Și sub carcasă totul a fost corect gândit, niciun milimetru nu este irosit, în timp ce sistemul de răcire cu două ventilatoare își face și el foarte bine treaba. Ecranul ce suportă atingeri multiple este și el de top. Propune luminozitate și contrast înalte, culorile sunt intense, iar după o calibrare atentă afișează nuanțe exacte. Ansamblul hardware face față fără probleme tuturor sarcinilor pe care un astfel de laptop le presupune, în timp ce bateria generoasă, cu capacitatea de 73 Wh, poate aduce până la 12 ore de autonomie în anumite condiții. Am spus de la bun început că va fi o prezentare scurtă, iar pentru detalii vă invit din nou pe Gadget.ro, unde stă scris un review complet. Până la următoarea noastră întâlnire aici, pe YouTube, eu vă doresc ca de fiecare dată numai bine.